Festivalul Internațional de Film Transilvania și Festivalul Național de Teatru vor fi finanțate cu câte 200.000 de lei de către Institutul Cultural Român. ICR anunță în comunicat parteneriatele strategice și finanțările aprobate pentru 2013 în funcție de solicitări și proiecte prezentate. Conform programelor ICR 2012-2013, document publicat deja în octombrie 2012, au fost stabiliți parteneri strategici cu vizibilitate internațională. Până la această oră, unii dintre aceștia au propus proiecte în vederea acordării de sprijin financiar de la ICR, potrivit reglementărilor. ICR acordă acest sprijin financiar pe bază de proiect prin competiție pentru obținerea de fonduri nerambursabile și pe baza referatelor de specialitate în cazul acțiunilor punctuale. Institutul Cultural Român are ca misiune să promoveze cultura română în străinătate și evaluează proiectele din punctul de vedere al reprezentativității și competitivității internaționale, se spune în comunicat. Astfel, printre dosarele analizate de Comisia de Selecție, a cărei componență ICR o va face publică numai la finalul etapei de selecție, au fost declarate neeligibile proiecte precum Festivalul Internațional de Film Transilvania, ediția 11-a, ediția 23-a a Festivalului Național de Teatru. Astfel, în urma contestațiilor depuse, TIFF și Festivalul Național de Teatru au primit finanțarea ICR.